trendul nostru actual, încrederea de sine a devenit un fenomen destul de sensibil, pentru că tot mai multe femei și tot mai mulți bărbați au început să aibă oarecare pierdere a încrederii de sine din cauza faptului că social media și-a ridicat standardele. Nu mai arăt ca ceilalți, nu mai primesc așa multe like-uri ca ceilalți, nu mai sunt la fel de public ca ceilalți și încep să-mi adun lucruri, să mă duc la sală, să fac sport, să dau burta jos, să mă îngrijesc mai mult decât trebuie, ca să fiu ca ceilalți, ca să mă compar cu ei, ca să câștig încrederea pe care, sau popularitatea pe care și ei o au. Societatea ne dictează cum să fim acum, pentru că are niște embleme pe care noi le urmărim. Aceste embleme pleacă de la 1910 la Hollywood, când au început să apară mari actori îmbrăcați în anumite feluri. Și aceste feluri au fost absorbite de către cei care își permiteau să-și croiască un costum, să acorde foarte multă eleganță, să se ducă la bărbier, să-și facă freza, să-și facă spincele. Și de atunci au apărut embleme. David Beckham, Cristiano Ronaldo și mulți alții care cumva rânduiesc modul în care bărbații să apară în societate, când merg la o gală, când merg la un film, la un teatru sau la un eveniment. Supărarea, îngrijorarea, stresul, grijile de zi cu zi, cât și toate celelalte fenomene care se manifestă de multe ori negativ în mintea cât și în inima noastră, sunt învățate, ca și toate celelalte stări pe care învățăm să le luăm de la părinți, de la cei din jur, de la educatori, profesori, sistemul social în sine, care ne-a impregnat o formă de copiere a comportamentelor lor. Noi, din imitare, am preluat aceste momente negative din viața lor ca și cum sunt reale, pentru că ei nu au știut cum se rezolve, așadar nici noi nu știm cum să rezolvăm acum. Noi ne-am lăsat predispuși să avem anxietate, adică teama de un necunoscut apropiat, teama că ceva rău se va întâmpla curând. Aceasta este anxietatea. Pe de altă parte a apărut și acest malefic comportament al depresiei, care tot din cauza fiecăruia dintre noi care ne lăsăm conduși de o stare depresivă, pentru că în fiecare dintre noi stă o anume capacitate, cum de altfel aș fi spus la început, care ne duce sau ne poate duce să ne schimbăm și să eliminăm aceste atitudini interioare dezastruoase și haotice. Este lipsa de empatie unul față de celălalt, om cu om, față în față, în care mie nu mai îmi pasă de problemele tale. Un alt factor este lipsa somnului, pentru că în somn se repară celulele, în somn se recapătă energia și reînviem pentru a doua zi, deschidem ochii și avem energie. Un al treilea pilon este hrana. Având hrană deficitară, foarte multe locuri din masa noastră de grăsime, din creier, nu mai funcționează la parametri normali. Ne intrând în experiența lor interioară, ce au de făcut, ne înțelegând ce au de făcut, se pierd pe ei înșiși și apar deznădăjduiți. Atunci când un om ajunge să controleze ceea ce are, ceea ce își dorește, ceea ce dorește să pună înăuntru lui, atunci are această abilitate să schimbe și exteriorul. De exemplu, când ne vedem că uneori ne pierdem în lipsă de răbdare, când nu ne asumăm riscuri, când nu avem curaj, când ne tremură genunchii, când avem momente de obstacol sau de dificultate sau de teamă, alea sunt exemple foarte rapide să ne vedem limitele și de acolo putem să începem. Dacă un om nu are scopuri și se pierde în diferite sarcini de peste zi, uită de scopurile sale sau nu și le impune sau nu și le propune, acel om ajunge la gânduri morbide. Gânduri morbide însemnând? Gânduri neliniștitoare, îngrijorătoare, dilematice, de lipsă de încredere, așa mai departe. Frustrări interioare, neajunsuri, nemulțumiri, neacceptări, care lista e lungă.